Rămâi aici. Da, tată. Da. Ah, bună ziua, domnule Pătălașu, vă rog, intrați. Doriți o cafea? Haideți, doamnă, că n-am venit aici să bem cafele. M-ați chemat aici să discutăm despre fica mea. Da, așa e. Voiam să vă povestesc despre un program. Doamnă, eu mi-am adus fica la școală și dumneavoastră mi-ați trimis-o acasă gravidă. Școala este responsabilă de ce... Domnule Pătrașcu, vă rog, nu școala a lăsat-o sărcinată pe fica dumneavoastră. N-ați avut grijă de fica mea. Știați că umblă cu nenorocitul ăla și nu mi-a spus. Domnule Pătrașcu, n-am știut nimic. Și n-am văzut-o pe Ana niciodată cu niciun băiat. De ce nu mi-ai răspuns la telefon? Mi l-a luat tata. E foarte supărat pe mine. Te-a certat? Îți dai seama. Și el, și mama, și bunica. Și de Bogdan ce au zis? Tata a vrut să-l cunoască și să stea de vorbă cu el. Și bineînțeles că nu l-a plăcut. Și ați aflat cine e băiatul? Un student la nu știu ce, mucos. Îmi pare rău. Dacă am fi știut... Și de ce n-a știut, domnule? Nu e datoria voastră de profesor să aveți grijă de elevi? Ba da, dar este și datoria părinților să aibă grijă de ei. Noi îi supraveghem atâta timp cât sunt la școală. Nu putem să stăm cu ochii pe ei 24 de ore din 24. Și n-ați bănuit nimic? N-ați văzut nimic schimbat? Nu. Și o sărcină nu se vede întotdeauna din luna a patra. Dumneavoastră n-ați observat că fata dumneavoastră e gravidă? Nu, că dacă îmi dădeam seama, am mers cu ea la medic când era prea târziu. Eu vă cred că treceți prin momente neplăcute, dar... Nu-mi spuneți mie că știți prin ce trec, pentru că nu știți! Eu nu dorm nopțile! Fica mea n-are decât 16 ani, e un copil și acum o să fie mamă! Și măcar nu și-a dat seama că e însărcinată! Și Bogdan, ce a zis? Vrea să ne căsătorim, dar tata nu e de acord. În fiecare zi e scandal la mine acasă, m-am săturat! Dar eu nu înțeleg de ce nu vii la școală. Și se râde toți de mine? Mai bine nu. Nu râde nimeni de tine. Ba da, tocmai ieri m-am întâlnit cu Andrada și cu Teo din B și în loc să mă salute, am văzut că râdeau de mine. Ți s-a părut? Ba nu, râd de mine. Și merită asta, pentru că am fost proastă și mi-am stricat viața. Ana, nu spune așa. Vreau să-mi promis că o să rămânem prietene mereu. Toată viața. Jur pe roz. Jur pe roz. Venea târziu acasă. Îmi zicea că stă cu prietena ei. Am certat-o, dar eu n-am timp să umblu după ea. Acum a rămas însărcinată. Nu mai vrea să vină la școală. E rușine că râd toți colegii de ea. Toată ziua plânge. O să nască copilul. O să... Să aibă grijă de copil și după aia ce o să facă? Tocmai de aceea v-am chemat. Eu vreau să-și termine liceul. Există un program care se adresează și fetelor aflate în situația ei. Se numește A doua șansă. Se poate vom scrie mai târziu în el. Și asta înseamnă că poate să-și termine liceul? Se poate îmi scrie chiar și la facultate. Nu știu. Nu știu ce mai vrea și fata asta. Eu o să fac tot posibilul, dar e alegerea ei. Să știți că în programul ăsta sunt înscrise și mămici și alte femei gravide. Nu o să râdă nimeni de ea. Hai de acasă. Avem de vorbit. Bună ziua. Nu ai grijă să se înscrie în program. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Educația în comunitate. Drum cu prioritate.